Mama este cea mai subiectivă ființă de pe pământ, pentru că ea trăiește în cea mai mare obiectivitate a unei realități umane, și anume dragostea față de copilul. Cele 9 luni de zile cât copilul stă în pântecele mamei, inima lui bătând cu a mamei, emoția mamei transmițându-se și lui, bucuria mamei și lui, fătului, tristețea mamei și lacrima ei și lui, creează o stare de relație dintre mamă și copil care n-are explicație.